Sì, è un po' vecchio. O să am rugămintea să vă apropiați, pentru că suflă vântul și nu o să se audă. Bună ziua tuturor, numele meu este Ionuț Alexandru și vă aflați în centru de formare echipe Canești Întreținerea Dresajului a Direcției Generale a Vămilor, unde în această săptămână am desfășurat un program intensiv de pregătire în vederea derulării unei viitoare operațiuni pentru stoparea contrabandei cu țigări la frontiera cu Ucraina și cea cu Moldova. În centru, la momentul de față, avem 11 echipe canine și urmează de a le reprezenta pe fiecare în parte în momentul în care va desfășura exercițiul demonstrativ. Prima căutare se va face la Volkswagen Golf. Avem ascunsă o cantitate mică de substanțe interzise. Căutarea se va face cu o cățelușă în vârstă de 3 ani. Se numește Dona. Face parte din biroul echipei canine aflat în structura centrală a Vămii. Derulează acțiuni operative pe tot teritoriul național. Are dublă specializare, atât pe detecția de substanțe interzise, cât și pe țigări și produse din tutun. Nu am nimic, dar eu nu am nimic.
Bravo, tata! Bravo, fata! Bravo! Având în vedere că la această căutare se folosesc substanțe care pot provoca daune majore câinelui, da? Recompensa lui se face cu această jucărie, acest sul din material textil. Toată căutarea, tot procesul de căutare înseamnă de fapt joacă. Da? Tot ceea ce fac câinii acestea, toată această detecție o fac pentru acest moment, da? De joacă, de interacțiune cu stăpânul său. Deci câinii nu știu efectiv că ei, nu realizează că ei caută țigări, că ei caută substanțe interzise sau că ei caută bani. Ei își caută jucăria. În momentul în care detectează mirosul pe care îl caută, în momentul ăla, în mintea lui, imediat apare jucăria. El crede că în interiorul mașinii se află jucăria lui. Și dă cu laba, indică stăpânului pentru a-l ajuta să o scoată și pentru a se juca cu acesta. Haide, Alex. Următorul exercițiu se va face la această dubiță. Sunt ascunse țigări în această mașină. Încercăm pe cât se poate să ascundem în locuri pretabile, locuri pe care contrabandiștii, persoanele care trafichează substanțe interzise sau țigări, le utilizează în mod normal. Câinele care lucrează acum este în serviciu la birou Vamal de Frontieră Sculei. În momentul de față, cred că are cele mai multe descoperiri în acest an, undeva la 60 de descoperiri de țigarete, de depistări. E un câine foarte bun, un câine foarte activ, cu un stăpân la fel ca și el. Da, da. La țigări, vedeți, câinele poate pune gura pe ele. Nu există niciun impediment, nu există niciun risc. La substanțele interzise, nu ne putem lăsa câinii să ajungă să pună gura pe acele substanțe, pentru că în câteva minute ar fi cu siguranță morți. Supradoză, efectiv. Numai dacă le ating cu nasul, numai dacă... deci nici nu trebuie să le înghită. Următoarea căutare, și ar trebui cei de la Telefon cu oamenii să vă mutați. Tot Max se numește. Diferența e că acesta e labrador, retriever, nu e ciobănesc german. Și că lucrează în aeroport la Cluj. E specializat pentru detecție de droguri și detecție de țigarete. Participă la foarte, foarte multe acțiuni de control împreună cu colegii de la poliție, de la crima organizată. Este folosit la perchezițiile domiciliare. Un câine foarte, foarte activ și foarte bun pentru detecția de droguri. Thank you.
așa se întâmplă și în plan real, da? În portiere, în roți de rezervă, în rezervoare, da? Cam astea sunt locurile utilizate de contrabani. În bordul la mașini, dar nu putem să facem exerciții să vă arătăm în interior la bord, pentru că n-ați vedea nimica, e foarte greu de urmărit. De aceea toate exercițiile care sunt făcute pentru această prezentare sunt făcute cu locuri de ascundere la care câinii se marcheze din exterior. Hello. Copii, să vedem puțin mai departe. Dați-vă mai în spate. Următorul exercițiu, următoarea prezentare, este o căutare pe coloana de mașini. Exact cum se întâmplă și în vamă. Da? Ai luat câinele, te duci pe coloană cu el și câinele selectează, îți indică mașina care are probleme. După ce câinele face acel marcaj, după ce dă indicație că în acea mașină se află ceva, obligatoriu mașina este introdusă în hala de control, unde se face un control amănunțit al acesteia. Da? Vedeți? Câinele a avut o reacție, da? Deci când a trecut de sursa de miros, câinele a pus frână, da? De-aia am cerut ca copiii să se dea mai în spate, că există un risc aici. Da? Deci cum vă spuneam, deci câinele face acest serviciu pentru vama română, pentru autoritatea vamală, pentru momentul ăsta de joacă, pentru momentul ăsta de bucurie, pentru pasiunea cu care stăpânul său interacționează cu el. Stăpânul lui ia acasă, nu, deci nu dăm nume, nu vorbim pe nimeni de rău. Spun doar atâta. Vama română îți ține câinii acasă la instructor. Da? Câinii care ies la pensie, care ies din serviciu vamal, rămân în continuare în casele, în apartamentele, în curțile acestor oameni care au avut în serviciu. Avem colegi care la momentul ăsta stau în apartament de 3 camere, da? Cu 2 câini de serviciu. Unul care s-a pensionat și cel care este activ. Da. După cum vedeți, în portieră erau băgate țigări. Tora. E un câine care lucrează la birou vamal de frontieră Halmeu, la frontiera cu Ucraina. E un câine care a descoperit o cantitate de 11 baxuri de țigări pe un Volkswagen Passat. O mașină berlină, normală, dar plină cu țigări peste tot. Portiere, porbagaj, roată de rezervă. Nu exista loc de la mașina aia în care să nu fi fost introdus o cantitate de țigări. Următoarea căutare este o căutare, o identificare a unei persoane care deține asupra sa substanțe interzise. Controlul se va efectua cu un câine care lucrează în birou vamal de frontieră Otopeni, pe aeroport, da? Unde, dacă cu siguranță a circulat, îi vedeți pe fiecare tură cum stau în zona de control, cum pendulează printre oameni, cum merg pe banda de bagaje. Da? Bravo!
colegul aici de față are și câinele care s-a pensionat, îl are acasă, și pe acesta, da? Stă în apartament de 3 camere și cu 2 copii, 2 băieței gemeni, în vârstă de 2 ani. Ce-a volut, ce-a spus? Păi dacă are 2 câini, are 2 gemeni. Da. Ce copii în partea acela, se va de mișcă? Acum, câinele Ari. Vom face o căutare, o identificare de bagaje. Un câine ciobănesc german care în mod normal lucrează la biroul Vamal Siret. De asemenea, acesta se află scoala. Haideți un pic mai în spate, vă rog. Copii, mai în spate, mai în spate. Dați-mi o secundă, un metru mai în spate să... Și dumneavoastră? Bravo, băiatul! Deci după cum ați văzut, câinele a pus laba pe valiză și în secunda următoare s-a uitat către stăpân. Da? Deci există acea interacțiune între om și câine, acea comunicare între stăpân și câine. Noi aici nu dresăm câini, noi formăm echipe canine. Pregătim atât pe om cât și pe câine. O să am rugămintea să vă dați în spate până dincolo de popici, pentru că vom avea, avem ascunsă o cantitate de țigări. Pentru acest exercițiu am invitat un câine care lucrează în mod normal la biroul Vamal Constanța, în Cort, la Gigea. Este o femeie de ciobănesc belgian, în vârstă de 4 ani, 6 ani, au trecut ani peste noi. După cum vedeți, același parcaj, da? Prin indicația făcută cu lăbuța, da? De bagnote, de tocătură de euro. Da, deci vom aduce un cățel care este specializat anul acesta și a terminat pregătirea pentru detecția de bani, de cash, de numerar. Se numește Speedy și lucrează la frontiera cu Ucraina, la Halmeu. Deci banii au miros, nu? Toți banii au miros. Obligatoriu. E un câine tânăr care, cum v-am spus, de-abia anul acesta și-a terminat pregătirea, formarea. Cum îl cheamă? Speedy se numește. Datorită vântului, dacă ați observat, el a mirosit și valiza lada dinainte și lada de după. Și a ales-o pe cea care are sursa de miros. Hai o poză, hai o poză! Mai țineți un pic să-i mai vedem și noi, așa. Așa, bravo!
Ce, vrea la cățel? Pas. Iar de două. Haide sus, haide sus, haide sus. Cu dublă specializare, atât pe droguri, cât și pe țigarete. La momentul ăsta, în ladă, s-a schimbat lada și avem o ladă în care avem o cantitate de substanțe interzise. E o femelă. Bravo! Bravo! Bravo, tată! Bravo! Așa, așa, așa! Așa! Există și riscurile meseriei. Așa, așa, așa! Bravo, tată! Bravo, tată! Lumă tot în fecea, dar până acum? Ok, până acum. Ok, bine. Ia, mai stai să-l filmăm și noi. Produsul este băgat într-un săculeț de plastic sigilat, pentru ca pinele să nu intre în contact direct cu substanța activă, da? După care este băgat într-un săculeț de material textil care să protejeze, astfel încât să nu avem riscuri, pierderi de produs. Gheri? O oprire în trafic, da? Vom avea un șofer care nu va dori să oprească, da? Va forța barajul organelor vamale, da? Se va pleca în urmărirea lor, vor fi blocați, da? După care se va face, bineînțeles, aflându-ne într-un centru de echipe canine, se va face un control cu un câine de serviciu. Câinele este un ciobănesc belgian, are vârsta de 8 ani de zile, este specializat pe detecția de țigarete, da? Și lucrează la birou vamal porțile de fier 1. Mașina a plecat în urmărire, cea de-a doua intră în dispozitiv pentru a bloca mașina. Da, după cum vedeți, putem să prindem și
contrabandiștii, dacă e cazul. După cum am spus, câinele este din rasa ciobănesc belgian, se numește Sid, da? Și este specializat pentru detecția de țigarete. În canistra pe care a efectuat marcajul, se află în interiorul ei se află un compartiment în care sunt ascunse țigări. Această canistră a fost găsită în frontieră la Birova Mal Halmeu. După mai multe treceri succesive, a fost găsită cu un câine. Cu câinele Torres, un ciobănesc german. Are compartiment pentru țigări în interior, iar de jur împrejurul compartimentului, da, se poate alimenta cu combustibil. Dacă îmi pui mâna pe ea, este la fel de grea ca și o canistră plină cu combustibil, pentru că pereții din interior făcuți pentru locașul de ascundere sunt din metal gros. Da? Când o mălângâni, se mișcă combustibilul. Dacă ridici capacul, vezi și miroși și simți combustibilul. Deci de foarte, foarte multe ori ne-a păcălit și a fost nevoie să vină un echipaj canin, să vină un câine, ca să ne lumineze, ca să zic așa. Și acum, lăzile. O să dorim să creăm așa o stare de bine și de bucurie pentru copii și vom invita câțiva copii din copii să lucreze cu unul dintre câinii noștri. E mică? E mică. Am aici un băiat. Pas. Ei, te locșezi. Da, el este tiner. Este un labrador retriever. Stați aici, că poate nu e pentru noi. Poate... Și are competență pentru teritoriul național. Cu el vezi lucra. Bravo. Și este fidel. Nu e pentru noi, mă. Pas. Ei! Aici, pas. Pe loc, șezi. Așteaptă. După cum se spune, așa și la oameni mari și trebuie să spune și la copii, ladies first, deci vă lua întâi fetițe. Nu mari, mici. Da? Haide, domnișoară, cum te cheamă? Eu sunt Alexandru. Și el e bine, mai auzi. Pe loc. Așteaptă, pe loc și zi. Deci, tu trebuie să stai întotdeauna, să fii Aici am spus. Pe loc șezi. Așteaptă. Da? Trebuie să-i arătăm ce are de căutat. Pentru că el simte pământ, miros de la celelalte surse. Așteaptă. Și încă o dată mai dai comandă. Hai! Și vino cu el. Da, vă mulțumim! Eu cred că a găsit ceva. Bravo!
Bravo, bravo! Să încercăm să-l păcălim un pic. Să-i locuim la zile. L-am văzut, Ale. Nu e problemă, că nu știu. Mai luăm o fetiță și după aceea trecem la băieți? Da! E prea mare! Haide, haide tu! Alex, eu! Îmi cheamă Alex, tu? Da, da. Alex, eu vreau! Ups, am o reacție, da? Ce e tata acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Așa de braso! Ia la vela! Hai, tati, dacă-l vrei acasă! Forță! Tare, tati, tare! Așa! Și dă-i drumul să se bucure acum! Bravo! Vine la aici! Bravo! Bravo! Bravo, tati! Ia mai fost, ce să urmezi tu! După ce e termin. Ce tată? Bravo! Hai, Horea, cu tupeu, tare! Pe loc așteaptă. Îl aducem și pe-al tău? Sau? Ok. Ia, uite. Bravo, hai cu tatu, pas. Are o vârstă, are vârsta de 5 ani, are dublă specializare, țigări și droguri, da? Prima dată a avut ladă cu țigări, ulterior a fost ladă cu droguri, cu substanțe. Pe loc, cezi! Da, e rasa Labrador Retriever, e un câine foarte docil, da? Un câine foarte echilibrat, după cum ați văzut, poate interacționa cu copiii. Bineînțeles, datorită faptului că și eu am un copil, un băiețel de 8 ani acasă și interacționează foarte mult cu el. Da? Și acum, dacă doriți să faceți poze cu căței de la vamă, fără probleme, putem să încercăm... Alex, organizează-ți doar copii. Cu copii, ok. Și apoi... Ce-a, bă, trebuie să fie copii! Autoritatea vamală trece printr-un proces amplu de reorganizare în vederea eficientizării acesteia și în vederea transformării autorității vamale din România în principalul pilon de stabilitate din cooperarea transfrontalieră și cooperarea vamală în regiune. În acest sens au fost organizate deja întâlniri cu șefii vamilor din Ucraina, Moldova și vor fi organizate cu Serbia, Ungaria, Bulgaria. Iar cu Ungaria, cu Republica Moldova și cu Ucraina am organizat inclusiv o întâlnire trilaterală la care au fost stabilite prioritățile pentru următoarea perioadă. Una din priorități o reprezintă combaterea traficului ilicit cu țigarete și în acest sens vom avea o operațiune vamală comună pe frontiera Ucraina-Moldova în vederea diminuării traficului. Pe de o parte. Pe de altă parte se poate constata că traficul ilicit cu țigarete este în scădere în ultimele două luni de când autoritatea vamală are o structură integrată
de control și coordonare. Practic, acest exercițiu de reoperaționalizare a echipelor caniene face parte din acest amplu plan de măsuri de eficientizare a structurilor vamale, echipele canine fiind una dintre pârghiile importante în combaterea traficului ilicit cu țigarete. Așa cum v-am mai spus de câteva ori, echipa canină este cea mai eficientă structură de combatere a traficului cu țigarete împreună cu structurile de scanare. Cât la sută este traficul de contrabanda cu țigarete? În luna mai traficul cu țigarete era la 16,9%, iar în urma, ca urmare a discuțiilor pe care l-am avut, se pare că a fost diminuat. Urmează ca reprezentanții industriei tutunului, ce fac analiza aceasta, să vă comunice în perioada următoare. Dar este cert că traficul cu țigarete este diminuat în doar două luni de structuri integrate operaționale vama. Adică de când au fost folosiți și câinii? Nu, de când vama română a fost, este în proces de reorganizare în vederea eficientizării acesteia. Vama română, Autoritatea Națională a Vămilor, a fost desfințată în anul 2013. În ultima lună de funcționare a Autorității Naționale a Vămilor, în luna iulie 2013, traficul ilicit cu țigarete la 11,8. În urma desfințării acestea, 11,8% din total consum era traficul ilicit cu țigarete. Un procent bun, ținând cont de faptul că media în Uniunea Europeană este 10%. În urma desfințării Autorității Naționale a Vămilor din 2013, iulie-august 2013, traficul ilicit cu țigarete a ajuns la 19,8. În luna mai acestui an este 16,9. Ca urmare a acestui proces de reorganizare și de reînființare a Autorității Naționale Vamale din România, deja se simt efectele în sensul că traficul ilicit cu țigarete este în diminuare. Repet, procentele vi le vor comunica probabil în perioada următoare. Ce pagube, practic, aduc în economie aceste... Fantastice, fiindcă un procent de contrabandă cu țigări reprezintă 35 de milioane. Practic, România, dacă avea un calcul matematic, 11,8 în iulie 2013, când s-a desfințat vama română, ultima lună de funcționare a Autorității Naționale a Vămilor din România, a ajuns la 19,8 la un moment dat, 7-8%, ori 35%, înseamnă că a pierdut de 210-230 de milioane de euro.